Și într-un nou an. Bineînțeles că trecerile acestea de an au și multe bucurii, au multe satisfacții, faptul că ne întâlnim unii cu alții, venim de peste mări, de peste țări, să fim împreună, sărbătorim, este un lucru extraordinar. Pe de altă parte mai apare și latura asta nostalgică, s-a mai dus un an, am mai îmbătrânit, am mai încărunțit, da, și ne mai gândim și la aspectele astea. Dar până la urmă luăm lucrurile bune, nu, din ceea ce întâlnim în viața noastră și vrem să fie și mai bune pe viitor. Acum la sfârșit și început de an facem tot felul de urări, de bine și sperăm ca anul care urmează să fie mai bun decât celălalt. După ce trece euforia asta anului trecut și anului nou, ne dăm seama că până la urmă, viața noastră cam bate pasul pe loc și suntem mereu aceiași. Cum zicea poetul, iar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Acum asta poți să iei și cu bine și cu rău, știți? Dacă e vorba de statornicie, de trăinicie, da, sună frumos, dacă e vorba de perspective, e dezastru, da? Și în seara aceasta aș vrea să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la un pasaj care pe mine mă provoacă de fiecare dată. Este vorba de acel moment în care Mântuitorul face declarația mesianică. Era în sinagogă, zi de sabat, toată lumea, după rutină și el, după obicei, a venit acolo să citească din Cuvântul lui Dumnezeu și observați că el n-a încercat să demonteze lucrurile bune. Că dacă vorbești de statornicie, de o tradiție sănătoasă, este ok, este bine. Însă, de aici și până la a te îngheța în anumite obiceiuri și feluri de a face lucrurile, fără a dori să mai schimb ceva, este cu totul și cu totul diferit. Spune cuvântul în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, versetul 16, așa. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Bun obicei, da, nu-l desfințează Hristos, așa cum nu vrea să desfințăm anumite lucruri care sunt bune, de care avem nevoie. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Citirea Bibliei la rând, așa cum suntem obișnuiți fiecare dintre noi, săptămânal, punem întrebări la școala de sabat, din citirea Bibliei la rând, un lucru bun. Când a deschis, o dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovădesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Cu siguranță că fiecare dintre noi am citit pasajul ăsta din Scriptură de multe ori și multe alte pasaje din Scriptură, deja când cineva spune două, trei cuvinte, deja din memorie începem să recităm, că le știm. Le știm, dar ce-i cu asta? Hristos n-a citit Biblia numai așa ca să arate că le știe, ci a vrut să arate că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și în momentul când ajungi în contact cu el, trebuie să schimbe ceva în tine. Da? Ori în caracterul tău, ori în perspectivele tale, ori în felul în care privești viața, ceva trebuie să se schimbe. Dacă nu se schimbă, înseamnă că ceva nu este în regulă. În urmă a închis cartea și bineînțeles că după ce a închis cartea, oamenii s-au gândit, na, acum ce zice cu astea? Că de aici e partea interesantă, că de citit în Biblie toți citim. Dar ce vrea să spună cu asta? Și asta spunea Spurgeon, că în momentul în care începi să faci aplicațiile, atunci începe predica. Că până la aplicații, toate sunt bune și frumoase, dar când ai început să faci aplicații, ori se pocăiesc oamenii, ori te omoară cu pietre. Da? Și atunci când predica Iisus Hristos sau apostolii, existau reacțiile astea, ori se pocăiau oamenii, ori dădeau cu pietre după ei și începeau să-i prigonească. De ce? Pentru că începea să se producă ceva în inima oamenilor. Începea să fie răscolită acea scară a valorilor, începeau să fie zguduiți din siguranța lor
și să ia o decizie, mă, ori ne schimbăm, ori rămânem la fel. Și Iisus spune cuvântul că a închis cartea și a stat jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Erau curioși să vadă. Curiozitatea are și partea ei bună. Pe de o parte că te face să înveți prin întrebări, prin curiozitate înveți. Dar are și partea asta peorativă, rea, în care doar ești curios și atât. Să vezi ce se întâmplă și atât. Poate mai bârfești pe cineva, poate mai vorbești de rău, mai bagi niște intrigi și atât. Dar tu rămâi același. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Cum adică? A, nu ne place să auzim Biblia citită la rând, să auzim predici și chiar ne place să spunem, acum urmează să zică pe aia. Asta ne plasează într-o zonă de siguranță, în care stăm liniștiți și da, e nevoie, pentru că mintea noastră caută întotdeauna sens și zona aceea de siguranță, dar dacă ești doar în zona de siguranță, nu mai progresezi cu nimic. Și le-a aruncat această provocare. Astăzi, aceste cuvinte pe care voi le citiți de zeci, de sute de ani, s-au împlinit. Wow! Și atunci au început să rostească tot felul de judecăți și prejudecăți. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Bă, bine le zice. S-a împlinit cu noi, auzi, ne dă drumul de sub jugul roman. Imediat au început să facă ei conexiunile. Dar să vedeți unde dai și unde crapă, că de fapt nu despre asta vorbea Hristos, despre ce se gândeau ei. Și ca să-i provoace, Iisus i-a dus pe un cu totul și cu totul alt teren. Fără îndoială îmi veți spune zicala aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar a adăugat el: adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie, 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Deja nu mai sună bine. Cum adică? Să facă minuni în Sarepta Sidonului, să nu facă minuni în Israel, asta nu prea sună bine. Ce nu era în Israel atunci, pe vremea lui Ilie? Ce nu era? De ce s-a dus să facă minuni în Sarepta? Mai degrabă în capitala închinării la Baal, decât în Israel. A găsit pe cineva Dumnezeu care a avut credință. Ceilalți le știau pe toate în Israel. Și au zis, lasă că le facem mai bine decât spun prorocii lui Dumnezeu, noi o luăm pe căile noastre și vrem să mergem tot așa, nu vrem să ne schimbăm. Și Dumnezeu a zis, ok, nu vreți să vă schimbați, binecuvântarea mea se duce în altă parte. În vremea lui Elisei, spune cuvântul că a venit Naaman din Siria. Erau mulți leproși în Israel atunci. Și totuși, niciunul dintre ei n-a fost curățit afară de Naaman sirian. De ce? Te întreb, de ce? Că și ei erau bolnavi și aveau nevoie. Erau bolnavi și aveau nevoie de vindecare. Însă nu toți aveau credință. Aduceți-vă aminte că momentul în care a venit Naaman direct în casa împăratului, și a spus, uite, scrisoarea de la împăratul Siriei, care glăsuia așa, acum când vei citi această scrisoare, îți spun să-l tămăduiești pe Naaman de lepra lui. Ce a făcut împăratul? O,
sări până în tavan și a zis, dar ce-s eu Dumnezeu să-l vindec pe om de lepra lui? Să știți că astea sunt chestii politice, nu-i vorba de spiritualitate aici, de credință, deși atunci chiar era vorba de așa ceva. Și a interpretat-o politic. Și așa a interpretat și oamenii din Israel. O, iară caută ăștia necaz cu noi și război. Până când a zis Elisei, trimite-l la mine și o să vadă că este proroc în Israel. Elisei a văzut ocazia de aur, de a gândi lucrurile altfel și de a vedea o oportunitate pentru Evanghelie. De câte ori noi interpretăm noi pe oameni prin prejudecățile noastre și zicem, cu siguranță are ceva cu noi, cu siguranță are ceva împotriva noastră. Dar dacă de data asta este altfel? Dar dacă de data asta Dumnezeu vrea să ne învețe ceva? Noi punem eticheta și rămânem mereu aceiași. Facem lucrurile în același fel, în același mod, gândim la fel tot timpul și nu vrem să vedem că Dumnezeu vrea să ne spună ceva prin aceste provocări. Și de la atitudinea aceea laudativă, când toți îl vorbeau de bine, doar două remarci a făcut și de la vorbirea de bine au trecut la îmbrâncirea peste sprânceana muntelui. Spune cuvântul, toți, fără nicio excepție, toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Să știți că nu prea ne place schimbarea. Ne provoacă așa, ne pune într-o zonă de nesiguranță și în momentul când trebuie să admiți că poți să faci lucrurile și mai bine și că anumite lucruri chiar sunt depășite, nu prea merge. Ca să vă dau așa un exemplu, să vă întărât un pic, am observat zilele trecute multe, multe lucruri negative spuse despre bradul de Crăciun. Da. Și bineînțeles că oamenii iau ce vor întotdeauna și dacă sunt fixați pe o anumită direcție, dar nu-i scos de acolo. Și chiar m-au întrebat unii, frate, cum e bine, cum să zicea cu 30 de ani sau cum să faci acum? Și am zis, stați un pic și liniștiți-vă. Pentru că depinde cine ce v-a zis acum 30 de ani, vorbesc punctual despre aspectul acesta. Pentru că fiecare a citit cum i-a plăcut. A luat din Biblie și din Spiritul Profetic ce-i place și a zis ce vrea și a făcut anumite reguli. Dar dacă citiți în cartea Căminul Advent, unde se vorbește despre Crăciun în familie, o să vedeți că nici vorbă de așa ceva în urmă cu 30 de ani. Dar, pentru că a fost un anumit context și unii au făcut literă de Evanghelie din să nu din toate, ca să nu semănăm cu lumea, de parcă numai asta ne-ar deosebi de lume, da? Au zis, păi, nu, și nu, și nu. Și asta înseamnă calea adevărată. Dreapta credință și dacă te-ai abătut de la asta, gata, ai apostaziat. Și unii simt o adevărată nesiguranță atunci când vine vorba de aspectul acesta. Nu, nu facem. Bun, dacă încredințarea ta este să nu faci, nu fă. Dar pe de altă parte, nici nu-i judeca pe cei care aleg să sărbătorească în perioada aceasta într-un anumit fel. V-am dat doar un exemplu. Și chiar vă provoc să citiți capitolul ăla acasă, să vedeți că de fapt nu era așa, dar ni s-a spus așa. Și din asta s-a făcut o adevărată literă de lege, după care sunt măsurați ca fiind credincioși sau apostaziați unii dintre frați. Da, e doar un exemplu și mai sunt și altele. Dacă sunteți atenți așa și căutați să mergeți pe fir până la capăt și sunteți onești, vă dați seama că de fapt unele lucruri au fost prezentate, poate cu bune intenții, dar nu sunt chiar așa cum au fost prezentate.
Și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Vorbim de Hristos, nu vorbim de mine sau de un predicator care are metehnele lui și defectele lui, la care oricând îi poți găsi un moț, știți, și să îl tai. Și spui, lasă că și tu ai aia și aia și cealaltă și pe bună dreptate, că fiecare avem anumite defecte. Aici vorbim de Hristos. Observați cât de mare putere are prejudecata sau au prejudecățile de a ne ține în loc, și nu doar de a ne ține în loc, de a ne face să ne urâm unii pe alții doar pentru a menține un status quo, o stare care exista și care nu trebuie să se schimbe. Vorba lui Caragiale, dacă e să se modifice ceva, primesc, dar să nu se modifice nimic în punctele esențiale. Da? Adică să nu se schimbe nimic. De ce ura aceasta? De ce încrâncenarea aceasta? De ce ținem cu dinții să rămânem tot la fel? În lucrurile care nu contează, în lucrurile în care ar trebui să evoluăm și să ne schimbăm. Mi-aduc aminte, citeam odată despre John Maxwell, că după ce a plecat el din districtul lui de țară, s-a dus, s-a dezvoltat și un business, a avut mai multe cărți scrise și după 20 și ceva de ani s-a gândit să facă o reuniune cu oamenii pe care îi păstorise mai de mult și să facă o adunare frumoasă, să aibă loc mai multe evenimente din astea festive. Soția lui i-a zis, John, tu îți dai seama că oamenii ăia au rămas pe frozen image, adică pe imaginea înghețată? Îi iei exact de acolo de unde i-ai lăsat. La ei nu s-a schimbat prea mult, pentru că trăiesc într-o zonă și au o anumită mentalitate. Nu se schimbă nimic la ei. Trebuie să te conectezi pe lucrurile de acum 20 de ani. Și te sfătuiesc să faci o vizită, să vorbești cu oamenii de acolo, să vezi cam care sunt lucrurile pe care ai putea să le discuți cu ei. Și a făcut asta o timp de o săptămână, s-a dus, a luat albume cu fotografii, cu suveniruri, a fost pe la ei pe acasă, a văzut la fiecare dacă au mai făcut, n-au mai făcut nimic pe acolo și pe baza asta a început să lege din nou legăturile. Și bineînțeles că a fost foarte reușită întâlnirea, toți s-au bucurat, s-au simțit foarte bine, dar pe coordonatele de acum 20 de ani. Nu știu dacă prindeți ce vreau să subliniez. Și nu o spun în spirit critic. În primul rând mă gândesc la mine. Dacă în fiecare an vreau să fiu altfel și primesc urări și fac urări de mai bine, să fie ok, și după 20 de ani sunt tot în locul acela, înseamnă că e o problemă la mine. Și dacă vorbim de viziune, e un dezastru. Dacă după 20-30 de ani ești în același loc, înseamnă că e o mare problemă. Ei au vrut să rămână la fel, să nu schimbe Hristos nimic. Și bineînțeles că așa au rămas. Hristos n-a făcut în mijlocul lor nicio minune. Acolo unde oamenii nu vor să se schimbe. Și acolo unde oamenii nu cred că Dumnezeu ar putea schimba ceva, nici Dumnezeu nu face nimic. Fă și aici minunile, în patria ta. Păi dacă nu-i credință, zice Hristos, n-am cum să fac minuni. Și vorbim de Hristos, nu vorbim de mine sau de dumneavoastră. Vestea bună este că nu toți au fost așa. Pleacă înapoi, în Capernaum, că de acolo venise și făcuseră referire nazarinene. Fă și aici, în patria ta, ce ai făcut în Capernaum? Și a zis, mă, dacă nu este credință, dacă nu vreți, dacă voi mă aruncați de pe sprânceana muntelui, nicio problemă, mă duc la alții. Și s-a dus la alții, s-a dus în Capernaum. Și spune cuvântul, s-a pogorât în Capernaum, versetul 31, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Diferență. Oamenii cred,
aduc acolo demonizați, aduc bolnavi și începe să exorcizeze, să vindece, să facă minuni. Apoi spune că a vindecat-o pe soacra lui Simon, după aceea la Sfințitul Soarelui a vindecat foarte mulți bolnavi. Ce era diferit între Capernaum și Nazaret? Ce era diferit? Atitudinea, percepția, credința, dorința de schimbare. Și aș vrea să înțelegem că noi putem să trecem prin viață și să nu facem absolut nimic rupându-ne oasele. Viața noastră să nu însemne absolut nimic. Să încercăm noi să împopoțănăm necrologurile și pă, că a făcut, a terminat școala, cine nu termină școala, s-a însurat, cine nu s-a însurat. Nu știu ce a mai făcut, nu știu pe unde a mai mers și încercăm să încărcăm cât mai mult. A mers la biserică, bun, câți nu merg la biserică? Dar ce-i deosebit în viața acestor oameni? Nu prea știm. Mi-a plăcut foarte mult când am citit cartea Alchimistul, nu știu dacă ați citit-o careva dintre dumneavoastră, dar vă recomand. Este o carte extraordinară, o alegorie, care povestește despre dorința aceasta de a face din viață o poveste captivantă, nu doar de a merge după rutină și după ceea ce fac ceilalți oameni. Alchimistul ăsta era un păstor care căuta piatra filozofală și elixirul vieții fără de moarte și al tinereții fără bătrânețe. Asta căutau toți alchimiștii, nu? Să transforme aurul, să facă din alte metale, să facă aur și să găsească elixirul nemuririi. Și s-a dus, el a căutat prin mai multe locuri și în cele din urmă a întâlnit un alchimist, i-a arătat cum se face aur, i-a arătat care este secretul vieții și i-a spus în cele din urmă unde poate să găsească o comoară. I-a dat mai multe indicii unde ar putea să găsească o comoară. Și pleacă prin deșert, se duce pe la piramidele din Egipt, se duce pe la un bătrân negustor, lucrează pentru el, are o mulțime de aventuri ca să caute comoara aceea. Și după mai multe aventuri și experiențe, ajunge să fie jefuit de niște tâlhari, bătut măr și după aceea, după ce l-au bătut, l-au întrebat, dar tu ce cauți aici? Păi zice, caut o comoară. Și l-au bătut bine, au săpat pe unde săpa el, a zis, nu are asta nicio comoară. Și unul dintre hoți, dintre tâlhari, îi spune așa la zeflemea, mi-a zis și mie un bătrân nebun, că este o comoară pe undeva, până Andalusia, pe acolo, într-o mănăstire, într-o catedrală veche, sub altarul ei acolo, îngropată. Dar cine să creadă nebuniile astea? Și practic, i-a dat indiciu că acea comoară se ascundea exact pe unde mergea el în fiecare zi cu oile. Și s-a dus înapoi în Andalusia, s-a dus la biserica aceea, între timp el vânduse oile ca să poată să aibă bani de călătorie, s-a dus acolo în biserica aceea, a săpat sub altar și a găsit comoara. Și între timp îi zice el în barbă alchimistului, bătrân șmecher, n-ai putut să zici de la început treaba asta? Și el a zis, aș fi putut să-ți spun, dar nu ți-ai mai fi scris povestea personală. De multe ori, sensul vieții noastre se află în apropierea noastră și tot bâșbâim, întoarcem, ne învârtim în toate direcțiile și nu ne găsim rostul vieții. Și vrem să imităm tot timpul pe alții, să facem exact ce fac alții, să gândim exact cum gândesc alții. Și farmecul vieții noastre se risipește printre degete. Hristos vrea ca să avem o viață împlinită, fericită. Și a zis, nu vrei să gândești un pic altfel? Când ai citit de 100 de ori pasajul ăsta, crezi că nu poate fi gândit și altfel? Nu poți să schimbi viața să fie și altfel? Nu poți să faci lucrurile într-un alt fel? De ce vrei să fie mereu același fel de gândire, același fel de acționa în viața ta?
cum ne dăm seama dacă suntem mereu aceiași? În primul rând, suntem reticenți la nou. Ceea ce este nou, este periculos. Până la un anumit punct, este ok, dorința de a avea stabilitate, de a nu fi dus repede de nas, de a nu fi prostit de oricine. Da, este ok. Dar, dacă întotdeauna ești reticent la nou și pui piedici și critici tot ce este nou, înseamnă că ai o problemă. Te vei plafona și nu vei mai face lucrurile altfel. Cum îți mai dai seama dacă ești mereu același? Ai prejudecăți. Când cineva face ceva, schimbă ceva, întreprinde ceva, sigur se întâmplă asta și asta, sigur din cauza asta face, sigur asta este motivația. Dar de unde știi? Poate că 99% din cazuri au fost asta, dar dacă de data asta este diferit? Și nu știm. Dacă Dumnezeu ar gândi cum gândim noi, păi, de 150 de ori ți-ai cerut iertare tot pentru păcatul ăsta. Sigur ai tu ceva în minte. Bineînțeles că Dumnezeu știe inima. Dar dacă ar proceda cum procedăm noi? Și sigur o să mai cazi și știe că o să mai cădem. Și sigur se va întâmpla asta și asta și nu te iert. Ce-am face dacă Dumnezeu ar gândi cum gândim noi? Dumnezeu întotdeauna oferă șansă, oferă credit. Apoi, suntem preocupați, dacă vrem să rămânem mereu aceiași, de viețile altora. Cei care critică și sunt foarte acizi și bârfitori, trăiesc viețile altora. Ai văzut ce a zis? Uai! Ai văzut? Iar au plecat în concediu, nu știu. Tu l-ai, Doamne, dar de unde are ăsta atâția bani? Ce face? Dacă... Și-o cumpăra mașină. Extraordinar! Și începe, și începe, și toacă, și dă, și... Și vă întreb în acele momente, ale cui vieți le trăim? Ale noastre sau ale altora? Și ne mai și otrăvim. Și începem să funcționăm pe negativ. Și să știți că atitudinea aceasta și felul ăsta de gândire nu reprezintă doar vorbe și gânduri, ci efectiv ne îmbolnăvesc. Pentru că în momentul în care tu gândești sau spui lucrurile alea, te și încarci emoțional și atunci se declanșează niște reacții chimice în organism și alea te influențează. Și dacă persistă stările acestea, te îmbolnăvești și începi să dai cauza pe genetică, începi să dai cauza pe virus și începi să dai cauza pe tot felul, care nu zic că nu sunt posibile, dar în mare parte ți le-ai făcut cu mâna ta. Cum mai sunt oamenii care nu vor să se schimbe, care sunt mereu aceiași? În primul rând, în al patrulea rând, nu-și trăiesc povestea lor de viață personală. Au vieți comune. Dacă îi întrebi de ce trăiești, care e rostul tău, ce vrei să faci? Păi, îți va spune ce spun și ceilalți. Să termin o facultate, să-mi fac o casă. Asta face toată lumea și misiunea ta, viziunea ta, care este? Dacă vrem într-adevăr să avem o împlinire sufletească, trebuie să găsim rostul pentru care am venit în lumea aceasta personalizat. Altminteri, vom îngroșa rândurile oamenilor care nu știu de ce trăiesc pe lumea aceasta. Când mă uit la mari oameni ai lui Dumnezeu, care au făcut lucrurile să fie altfel și ei au fost altfel, am văzut la ei că erau deschiși la nou. Am văzut că nu aveau atâtea prejudecăți. Prejudecăți avem toți. Acum zicea Voltaire, prejudecata este o judecată fără gândire, fără a gândi. Da? Nu erau preocupați de viețile altora, pentru că misiunea lor le absorbea toate energiile și tot ceea ce doreau să facă. Aveau o misiune din partea lui Dumnezeu și doreau să o aducă la îndeplinire. Deschiși mereu la nou, la provocări. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Păi n-a avut vreme să se preocupe de ce făceau iudeii. Ăștia erau tot timpul preocupați de ce face el. Dar el nu se gândea, oare ce au mai zis ăștia despre mine? Oare cu ce m-au mai bârfit? N-avea timp de astea, ei da.
pentru că n-aveau ce face. Dar el nu. Și nu aveau ce face decât să-i pună piedici, să-l persecute, să scornească tot felul de lucruri rele. Dar el n-a avut vreme de așa ceva. Și de asta a fost împlinit și de asta a fost fericit. Și a fost în stare să lase toate lucrurile din lumea asta, pentru că și-a găsit sensul, și-a găsit rostul. Eu vreau să fiu apostolul neamurilor. Și într-adevăr, ca el, nu s-a mai născut. Să facă o asemenea misiune, să planteze atâtea biserici, să ducă creștinismul în atâtea locuri, să treacă prin atâtea provocări, nimeni n-a mai făcut lucrul ăsta. Și asta înseamnă să-ți găsești rostul în lumea aceasta, astfel încât viața ta să conteze, să fie o poveste captivantă, să nu fie una din poveștile plictisitoare, pe care lumea să zică, asta le știu, toată lumea face asta. Și în momentul în care oamenii se uită la tine și la viața ta, să zică, interesant, așa ceva n-am mai auzit, așa ceva n-am mai văzut și eu aș vrea să încerc. Și vă garantez că dacă noi am trăit viețile în felul ăsta, Evanghelia nu ar fi plictisitoare și oamenii n-ar mai respinge-o. Oamenii ar veni după noi ca să afle Evanghelia. Așa, știți ce facem? Hai și tu la biserică. Și zice omul, nu mersi. Ia și tu pliantul ăsta, zice, nu mulți am. Hai și tu la evanghelizare, zice, nu mă interesează. De ce? Pentru că el se uită la produsul finit, care sunt eu, și zice, îmi place sau nu? Restul nu mă interesează, procesul, ambalajul, celelalte, nu-l interesează. Însă, dacă noi suntem fericiți, dacă noi suntem împliniți și dacă viața noastră contează cu adevărat, oamenii vor fi interesați de așa ceva. Dumnezeu să ne ajute ca în alergarea noastră și în viața noastră să ne dorim să fim mereu altfel. Să nu fim mereu aceiași, să nu avem vieți plictisitoare. Pentru că atunci îi vom plăcea și lui Dumnezeu și le vom plăcea și oamenilor, chiar dacă nu vor fi de acord cu noi. Și bă, e mai țăcănit el așa, are niște idei trăznite, bă, dar e grozav în asta, asta, asta. Ca el nu mai găsești în domeniul ăsta sau ăsta. Dar dacă lumea zice, lasă-l în pace, nu ai ce lua de acolo. Atunci, n-avem ce să spunem oamenilor. Însă, provocarea lui Dumnezeu rămâne pentru fiecare dintre noi. Putem să avem vieți mereu altfel sau să rămânem mereu aceiași. Și totul depinde de alegerile noastre. Dumnezeu să ne ajute ca să ne îndeplinim scopul pentru care am fost aduși în lumea aceasta și misiunea, viața noastră, să fie cu totul și cu totul deosebită. Amin.